Și asta mi-aduce aminte de curând cu sistarea importului de carne în Moldova, din oprirea importului de carne din Moldova. Lucru care m-a durut foarte tare. Prin faptul că serviciile veterinare, ele trebuie să fie deschise. Ele nu trebuie să fie, să nu fie, să explice ce aici fac. Deci, am înțeles foarte clar. Deci, dacă un producător vinde un produs la dumneavoastră, îl găsiți pe piață neconform, au loc negocieri, eu vin cu proba mea, mai facem, este un lot martor, este un, la vamă, la fel s-a păstrat un lot martor, putem discuta. Dar acum două luni de zile, la dumneavoastră, s-a sistat tot importul de carne de pasăre de peste tot. Motivul. Pentru că sunt sesizări în presă că au crescut numărul de cazuri de salmonelă. Judecați și dumneavoastră, dar mi se pare un motiv neserios. O bătaie de joc și lipsă de parteneriat. De ce vă explic? Prin faptul că, interzicând importul de carne, a desconsiderat serviciile, controlele oficiale din toate țările. România nu exporta, ca să știți că nu fac, dar Polonia era țara care exporta cea mai mare cantitate de carne de pasăre și Ucraina. Nu este o măsură corectă în domeniul ăsta. Da.